Dragii mei, vă salut dragile mele! Dacă sunteți pentru prima dată la canal, sunteți la canalul Frumuseții Vârste Elegante, vă motivez să vă abonați și să mă urmăriți și pe pagina de Facebook Frumuseția Vârste Elegante, pe Instagram, unde puteți găsi sfaturi utile pentru persoane după 35 de ani. Au început pregătirile de sărbători, un pic decurat, niște elemente care ne vor menține în formă pentru a intra în spiritul sărbătorilor. Și pentru doamnele care m-au întrebat ce fac eu mai departe, cum îmi pregătesc tenul, să începem de la ten de sărbători, fiindcă părul îl las la urmă, mai aproape, îl voi aduce în ordine. Dar pentru doamnele care mă urmăresc și știu că mi-am făcut o cură de peeling, vreau să vă zic că am finisat cura de peeling, continuu măștile la domiciliu, care îmi plac foarte mult și vă spuneam că în fiecare zi îmi aplic măști, dar vreau să-mi încep o cură de masaj facial și dacă voi reuși să fac un filmuleț, mă voi strădui să vi-l prezint. Dar vreau să trag atenție la ceea că în fiecare dimineață, pentru a-mi luminozita tenul și a-mi menține, deoarece până acum dimineața luam apă oxigenată, luam peroxid de hidrogen, câte 10 picături cu apă, voi începe acum apă cu suc de lămâie, deoarece continui să folosesc colagena, aici sunt 2500 de miligrame, care se absoarbe mai ușor în prezența vitaminei C. Și este util de a folosi colagena în vârsta elegantă, fiindcă cu timpul, cu vârsta, scade sinteza colagenă. Ambalaj, o capsulă face 2500 de miligrame de colagenă, care este benefic pentru tenul matur și în această perioadă pielea este supusă deshidratării, este supusă descvamării. Pentru îngrijirea tenului, în afară de faptul că voi aplica măștile la domiciliu, care le iubesc foarte mult, voi aplica și masca din miere de la Academie pentru hidratare, căci în perioada aceasta tenul se deshidratează foarte, foarte repede datorită faptului factorilor externi, și rece, și cald, aerul uscat din încăpere. De ce? Odată în săptămână îmi voi face un scrub, îmi voi aplica un scrub foarte, foarte leger, un fitogomaj, la fel de la Academie, pentru a-mi înlătura celulele descvamate. Pentru rutina de îngrijire mi-am ales o serie de lux de la Dermedix, care este foarte, foarte, să zicem, pentru mine un ales potrivit anului acesta și sunt favoritele mele anului acesta. Sunt produse nanotehnologice, elaborate cu scopul anti-age global. Nu sunt recomandate pentru persoanele sub 35 de ani, doar în programul anti-age. La baza acestor produse a fost elaborată o formulă Genex, formulă contemporană, care protejează telomerii de antiîmbătrânire. Telomerii sunt segmente ale ADN-ului și protejează celula să nu îmbătrânească, să nu se oxideze. În afară de aceasta conțin venin de albini, matrixil conțin extract de vitamine, proteine, mai ales crema subploape care ne dă fermitate. Au o textură foarte, foarte legeră, foarte, foarte legeră. Iată, se va aplica aici un pic ușor. Se aplică foarte ușor. Dar ce aromă au? Vai, îmi plac foarte, foarte mult. Sunt foarte, foarte legere. Ăsta e o cremă subploape. Și am crema anti-age global și serul anti-age global. În rutina de seară folosesc serul anti-age global, care se imbibă bine în ten, apoi aplic
Crema. Uneori, în dependență de ten, îmi aplic această cremă și dimineața, fiindcă au și factorul de protecție. Sunt organice, fără conservanți și îmi place foarte mult cum se aplică. Dați să vă arăt crema. Iată, sunt foarte, foarte legere. Aroma mă îmbată și îmi place foarte mult. O aromă foarte, aroma copilăriei, aroma, dar nu mai zic de pielea mătăsoasă după aplicarea acestor produse. Dacă vreți să cunoașteți mai multe despre aceste produse, intrați pe site-ul loremacosmetics.com și veți cunoaște și veți ști mai multe informații despre ele. Cam atât am vrut să vă... Am vrut să mă împart cu voi, înainte de sărbători, ce voi face eu pentru frumusețea mea exterioară. Dar mai am un program și pentru frumusețea corpului, care vreau să vă filmez săptămâna aceasta. Dacă vă interesează, urmăriți-mă și vă aștept cu drag la următoarele filmulețe. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă încurajez să întâlnim sărbătorile frumos, să ne simțim bine în pielea noastră. La revedere, cu drag de voi, Veronica Sandul, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Pe curând!